sunt și cu Mariana cu primul discurs și se doresc, a fost doar un început, un început foarte de succes. Punctele, aș vrea să încep cu punctele forte, care au fost mișcarea pe scenă și momentele de glumele care au descărcat energia din sală. Mi-a plăcut foarte mult, după părerea mea, a fost un punct foarte sinceritatea cu care ai vorbit. Pentru că foarte puțin în aspecte vorbesc de fapt despre ei. Vorbesc despre experiențe, despre fapte, despre acțiune, absolut tot, însă nu reușești să-i prinzi personalitatea. Ce ai făcut-o, eu am simțit-o. Discursul a reflectat o pregătire foarte bună. Plusul a fost că nu ai folosit notițe. Ai vorbit inteligibil și ai respectat structura, început, cuprins încheiere. Ceea ce aș vrea ca tu să îmbunătățești pe viitor ar fi fața cu certuze. Pentru că eu, de exemplu, nu am observat când sau ce ai făcut tu greșit în discursul tău și în momentul când am auzit în ce scuze, mă gândeam la asta, dar ce a greșit, dar ce a făcut? Și privirea publicului, pentru că așa ești mai... De ce? Ești mai... Ai priză la public. Da. Aș vrea încă o dată să te încurajez și să-ți spun că ai fost bravo și că chiar mi-a plăcut, ți-am prins personalitatea asta, pentru că o plin cu forță. Mersi.